ce au pus la cale Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Întâlnirea din mall alături de copii nu rămâne fără urmări. Claudia Pătrășcanu a dat unele detalii despre întâlnire. Nu este pentru prima oară când noi ieșim într-un mall la restaurant să petrecem împreună în această formulă. Gabi a petrecut acum câteva săptămâni la noi în casă, adică am mâncat, ne-am jucat cu copiii. În general, noi nu comunicăm probleme și situații fiind de față cu copiii. Încercăm să fim părinți, asta este important. Pentru ei, noi suntem prionii principali și noi suntem fericiți atunci când ei ne văd pe noi împreună, zâmbind, fericiți. Asta era ideea întâlnirii. Zâmbim de dragul lor, suntem fericiți. Nu am jucat teatru, pentru că dacă unuia dintre noi nu-i convenea ceva, sunt convinsă că niciunul nu mai ieșea. Repet, pentru noi nu este o noutate, mi se pare normal, așa și trebuie să ne comportăm cu copiii. Asta ar mai trebui, să avem discuții în contradictoriu de față cu copiii. Cei patru s-au simțit în acea zi de sâmbătă ca o adevărată familie. Profitând de unul dintre momentele în când Gabriel și Nicolas erau în toiul distracției, Claudia i-a făcut propunerea lui Gabi, propunere pe care, spune ea, a îmbrățișat-o cu bucurie și pe care o va onora. Începe școala, copiii vor să ne vadă împreună, mă gândesc, ar fi foarte fericiți și chiar i-am lăsat această propunere lui Gabi dacă vrea să vină la începutul de an școlar să fim împreună pentru copii. Trebuia de mult, mă gândesc că ar fi o bucurie imensă pentru copii să-l vadă și pe la școală la deschidere. Gabriel trece în clasa 1, Nicolas merge în continuare la grădiniță. Este posibil ca eu să-l duc pe unul la școală, iar el pe celălalt la grădiniță sau invers, pentru că au deschiderea la aceeași oră. Atunci ar trebui să ne împărțim, ar fi foarte drăguț să fim amândoi, eu așa gândesc. Gabi mi-a spus că va veni, că 100% se va întâmpla acest lucru, a încheiat Claudia Pătrășcanu. De la anunțul despărțirii de Claudia, Bădălău s-a afișat oficial doar cu Bianca Drăgușanu. Cu toate că cei doi au o relație cu năbădăi, preserată cu despărțiri și împăcări la tot pasul, Gabi nu și-a neglijat copiii. Contrar opiniei publice, nu cred că Bianca ar avea o influență negativă asupra lui Gabi, având la rândul său fiică din relația cu Victor Slav, cred cumva că Gabi a învățat de la Bianca despre importanța îngrijirii și acordării de atenție a unui copil. Până să o întâlnească pe Bianca, Bădălău avea destule probleme cu fosta soție în ceea ce privesc copiii și petrecerea timpului alături de ei. Având în vedere că Bianca, actuală iubită, este o mamă devotată pentru fiica ei, Bădălău a învățat și el să acorde mai mult interes statutului de părinte.